Poate nu este surprinzător că pe una dintre cele mai izolate insule din lume, un atol de coral din Oceanul Indian, trăiesc doar câțiva oameni. Ce este însă neașteptat este faptul că aici se găsesc 100.000 de țestoase gigantice, mai multe decât trăiesc pe celebrele insule Galapagos, dintre care se numără exemplare ce cântăresc 250 de kilograme și care au o carapace cu o lungime mai mare de un metru. Pe atolul Aldabra, cel de-al doilea atol de coral din lume ca dimensiune, partea arhipelagului Seychelles, giganticele reptile depășesc cu mult numărul oamenilor care trăiesc acolo, oameni de știință care se află pe insulă pentru a le proteja. Reptilele cunoscute sub numele științific de Aldabrachelys gigantea se numără printre cele mai mari țestoase din lume și trăiesc peste 200 de ani. La un moment dat, supraviețuirea lor era amenințată de speciile invazive, printre care caprele și șobolanii, dar eforturile de a elimina aceste animale și de a conserva ultimul habitat al acestei reptile au fost încununate de succes. Populația de țestoase a rămas constantă în ultimele două decenii, pe când oamenii de pe acest arhipelag, aflat la 1100 de kilometri vest de principala insulă a Republicii Seychelles, nu au depășit numărul de 10. Pentru că nu are o sursă permanentă cu apă dulce și pentru că se găsește la peste 400 de kilometri de Madagascar, cea mai apropiată insulă de mari dimensiuni, Aldabra a fost pentru mult timp nelocuită de oameni. De altfel, izolarea de restul planetei a făcut ca 10% din speciile din Aldabra să nu mai trăiască nicăieri altundeva pe Terra. Atolul este și singurul loc din lume unde o reptilă este erbivorul dominat conform UNESCO, iar arbuștii și ierburile care cresc aici au evoluat pentru a profita de modul în care mănâncă țestoasele. Atolul de corale a avut noroc în anii 60, când a fost luat în considerare pentru o posibilă bază militară americană și britanică. După ce activiștii de mediu au protestat, proiectul a fost abandonat, fiind ales în schimb un alt atol, Diego Garcia, aflat la 3.000 de kilometri spre est. Acolo se găsește și astăzi o bază militară și navală importantă. Puțin turiști vin să deranjeze liniștea de pe Aldabra. Accesul acestora este permis, dar pe atol trebuie să respecte reguli stricte. Numărul vizitatorilor este limitat de poziționarea geografică a insulei și de costul mare al călătoriei, dat fiind faptul că nu există o legătură aeriană sau navală directă. Toate aceste măsuri conservă paradisul virgin de pe Aldabra.